asfaltare din nou pe un vânt plăcut. Ce fac? Încerc din nou să butășesc, să înmulțesc trandafirii. Mi-au reușit în vară, așa sunt deja sigilați. Ce am nevoie? Evident, ramuri, da? De trandafir. Am oprit pe ăștia, sunt subțiri, am oprit, îi punem în casă frumos să ne mai bucurăm de ei. Și avem nevoie așa. Sigilator, da? Sigilez cu un mastic, ceară sau cu știu eu ce altceva, o care să închidă rana sus, da? Astfel încât să nu fie nevoie să se pierde pe acolo apă. Stimulator lemnificat, chiar dacă unii sunt mai subțirei. Substrat, evident, da? Substrat. Eu am ales alveole cu 32 de celule, să fie mai măricel cubul. Mănușă cât mai groasă, recomand de sudură, să poți să apuci de trandafir cu o mână și să tai, o foarfecă cu care să faci o tăietură fermă, un marker cu vopsea cu care să scrii pe alveolă ce culoare este trandafirul, că altfel uiți și e posibil când vin clienții să-și ceară tu să nu ai încă înflorit bobocul și să nu știi, și automat după aia ce faci, ai butaș. Cel puțin două internoduri să fie între ei, da, la ei, uitați, 1, 2, am acolo, chiar 3, da, aici. Eu tai invers, sunt pe invers, da, sunt gică contra și tai oblic jos. Pe principiu, în fix săgeată, în pământ, în fix săgeată, oriunde, vârf, plus suprafață mai mare de dezvoltare a rădăcinilor. Așa am hotărât eu. Am văzut că toți ceilalți care fac chestia asta taie sus. Mie mi-a reușit și așa. Și așa o să rămân cu toți butașii. O să tai mai repede drept sus, da? Frumos, cu pe care îl sigilez în mastic. Am sigilat să nu mai crească pe acolo. Ups, mi-a căzut. Să nu mai piardă apă. Înfig vârful în praful ăsta, da? Radistim 2 și pur și simplu cu vârful intru în pământ. În sol. Da, așa îi fac eu. V-am zis, nu-i nimic bătut în cuie. Eu mă pliez după cum îmi convine mie. Ce vreau să vă zic, că așa mă începe mine logica. Suprafața de rădăcinare trebuie să fie mai mare, nu cea sigilată. Oricum reperul pentru mine e nu cu vârf în sus, nu sunt la țepe să trag pe cineva țeapă, ci din potrivă cu vârful în jos să înfig, da? Să înfig. Cu ce înfig? Cu un vârf ascuțit, nu teșit. Așa am gândit eu, mai mult de atât, principalul motiv este acela pentru care am și ales opțiunea asta, și anume, repet, suprafață mai mare de rădăcinare, tăietură oblică, precum la setizarea fitilului de detonarea TNT-ului explozibililor, da? Suprafață mai mare de aprindere, spuneam noi acolo. Aici spune suprafață mare de rădăcinare. Nu e bătut în cuie, repet. Eu așa am decis la toți butașii pe care îi fac, inclusiv la smochini. Aici nu e cazul să... N-a fost cazul să tai oblic ca să nu crezi destul de gras, dar tot așa la ceilalți pe care am făcut, am tăiat oblic, ăsta fiind mai gros. Vedeți, sus am lăsat drept. Îi voi pune și pe ăștia, mai rămas 3-4, uitați, ăsta am unul, ca subțire, uitați. Vedeți, e un partea de jos pe care o să o înfig în turbă. Am ales să fie oblic, să cojesc și aici drept. Sigilez și pun în... Haideți să-l fac, oricum aici îl bag lângă trandafiri. Sigilez partea de sus, mă uit să fie sigilat, introduc în radistim. Aici am cojit mai mult pentru că este mult mai lemnos și să dau șansă mai mare apariției rădăcinilor. Da, și îl înfig. O să fie un rând de smochin. Am găsit crenguță pe jos și am vrut să o pierd. Da, ăsta la fel. Îl sigilez. Trebuie să mai cumpăr o cutie de asta, că multă suprafață se usucă. Partea asta, vedeți, e uscată. Mă uit atent să fie toată suprafața acoperită. Îl introduc în radistim. Dacă văd că nu merge, lumezesc puțin. Uitați, bachelul, o să
așa mai bine. Praf acum. Vedeți? Și apăs să adâncească un 2 cm să intre. Așa plăcem de jos. Și cu ăștia alți vor fi patru acolo. Evident nu îi voi încurca. Sunt diferiți total de cei de trandafiri. N-au spin. Spor la treabă. Este un alt mod pe social media pus pentru încercarea de a înmulți prin butășire trandafiri. Zi faină!